în timp ce vrea să mă pup pe obraz, m-am întors către el și ne-am salutat din greșeală. I-am dat bani de prezervative pe care n-am ajuns să le mai folosim împreună, deoarece am refuzat sexul într-o baie publică. Bună YouTube și bine ai venit la un nou clip. Ce clip? Bună YouTube și bine ai venit la un nou episod din Toxic, show-ul de pe Twitch în care eu, domnul Vlad, citesc poveștile voastre și determin cât de toxic a fost bărbatul din viața dumneavoastră. Dacă doriți să determin cât de toxic este un din viața dumneavoastră, trimiteți povestea la eshtoxicarondgmail.com. Dacă vrei să-ți vezi povestea citită live, poți să vii pe Twitch în fiecare vineri la orele 20.00. Domnul Xerox Bună seara Vlad, echipa de creație, drag chat și poate YouTube. Doresc să vă povestesc astăzi despre un exemplar masculin pe cât de încrezător în el, pe atât de clules și scârbos, care mi-a demonstrat odată și pentru totdeauna că orientarea sexuală nu este o alegere, căci nu cred că mai stau femeile după bărbați altfel. Doresc să-mi cer scuze dacă este prea lungă și să declar că nu sunt mândră de acțiunile mele pe parcursul acestei povești. Eram o și că, sper eu, mi-am învățat lecția legată de bărbații care consideră că sunt prea buni pentru ber minimum. Se făcea că era vara anului 2020, când pandemia m-a trimis forțat înapoi în orașul meu patetic, din care abia fugisem, mâncând pământul cu facultatea. Petrecusem un an și jumătate super de facultate, în care mă distrasem copios, așa ca să mă întorc într-un apartament de două camere, ce trebuia împărțit de patru oameni și un câine, nu era neapărat o experiență fabuloasă. Singurele momente în care reușeam deci să evadez, erau când scoteam câinele sau când aveam treabă în oraș pe care o rezolvam frumos cu o cafeluță în mână, din care sorbeam grijuliu pe sub mască. Stay safe, kids! Treaba s-a nimerit în acea vară să merg la Xerox pentru a printa cursurile de la facultate. Că doar venise sesiunea și eu nu mai suportam stau cu ochii într-un ecran. Așa l-am cunoscut pe el, să-i zicem specialul. A.K.A. băiatul care lucra la Xerox. Frumos el foc și surprinzător de vârsta mea, s-a băgat el în seamă cu mine făcând small talk despre cum și el e mare fan cafea. Mo, oh, și tu bei apă? Hai să ne de unde o am pe-a mea și alte cele. Destul de haios băiatul, părea și destul de isteț la cum întorcea glumele de bine unei simple străine. Da, cam citat de mișto pentru a lucra la Xerox, dar nu discriminam. A urmat câteva săptămâni în care mai reveneam la el pentru cursurile de la următorul examen, în care îi mai aduceam și lui o cafea, dacă era așa fan, Că modalitatea mea patetică de of shooting my shot. Doamna! Bravo ei! Știi ceva? Bravo ei! Uh, îmi place foarte mult când... Uh, când se dau femeile la bărbați. Pentru că în patriarhatul ăsta e enervantă chestia că trebuie bărbatul să facă mereu primul pas. Îmi place foarte mult, îmi place foarte mult când o femeie se dă la mine. Uh, I, I enjoy it very much. De asta îmi place foarte mult Bumble. Îmi place foarte mult Bumble. Surprinzător, a și funcționat, a ajuns după câteva dăți să-mi ceară numărul ca să-l anunț când urmează să vin și să-mi spună ce sirop vrea la cafea. Foarte cute toată treaba, interacționam ok, eu tot îmi făceam drum pe la el, însă treaba s-a stricat când am terminat cu sesiunea și nu am mai avut scuza ca să vin și am sperat că o să-mi scrie. Însă nu a făcut-o și am interpretat că nu ar fi interesat, că hei, poate era one-sided. El doar era de treabă că era jobul lui și îl tot băteam eu la cap venind atât de mult. Lunile au trecut, eu am evitat să mai merg acolo, dar ocazia a făcut să, mă, să am neapărat nevoie să scot niște hârtii repede și peste tot altundeva era aglomerat în ultimul hal. Am ajuns tot la el și surprinzător s-a bucurat să mă vadă. Chiar a zis că i-a părut rău că nu am mai trecut pe la el. Ok, omule, nu era ca și cum nu mai putea da de mine. Am lăsat de la mine că eram disperat din și atenție masculină afara profilor care urlau că dormim la curs, și ce să mă tot scuz, chiar îmi plăcea și aș fi încercat o relație cu el. Așa că cum continuat cu lunile alea, noiembrie- ianuarie, să-mi fac drum la el din nou, de obicei pentru notiții de care nu aveam nevoie, îmi pare rău copacilor. Mai ești tot printa chestii. A consumat consuma fata mea milioane să, să, să vină la el să-și printeze nimic. Întotdeauna cu cafea pentru el. De aici devine treaba foarte jenantă și, după judecata dumneavoastră, chiar toxică. Obișnuia să-mi scrie după ce plecam de la el să-mi mulțumească că am făcut ziua mai bună și că mă mai așteaptă și ziua următoare, dar niciodată nu propunea să mergem un aibiu altundeva, în afară de seroxul ăla blestemat. Am zis că, hei, poate crede că sunt o clientă de treabă și doar nu înțelege semnalele mele. Așa că am început să trec aproape zilnic pe la el, mereu cu cafeaua la 10 lei, uneori cu brioșe făcute de mine. Mai scumpa a cheltuit milioane, zeci de milioane cu el. Scoate-o bă la un date pe fata asta. A început ușor, ușor să se prindă, Doamne ajută, și să-mi scrie că speră să primească de la mine și alte cadouri. La fel de dulci ca mine, ca un săru poate. Big eu să o zic așa, efectiv. Asta când nu ne vedem decât la tine la muncă, dar hei, e o disperată fără contact masculin, fizic de luni de zile, am zis că nu e neapărat să-l ducă prea tare capul, scumpa. Dar după aia, după aia nu te -ai mai dus, nu? Dar după aia nu te-ai mai dus. Scutin replice care mă făceau să mă strepezez de cringe din partea lui deja, îmi spunea dulceață și asta a să explica multe, dar speram că doar mi-a uitat numele. Somehow we ended up having our first kiss And even a few make-out sessions. Sper că nu la Xerox. Da, acolo, în Xerox. În perioadele din zi când nu prea venea lume. Problema a început să apară când am înțeles că omul ăla chiar nu avea nicio intenție să mă cheme nicăieri altundeva, chiar dacă restricțiile căzuseră și se putea lejer. Și eu nu aveam de gând să propun, având în vedere că deja îi luam zilnic cafea overpriced, mă aranjam și mă cheam doar pentru a 15 minute acolo și da, veneam zilnic. Deci măcar atât să facă și el. Am mai ținut-o așa câteva săptămâni, din păcate pentru rușinea mea, până când i-am zis, chiar eu, că băi, chiar nu vrei să ne vedem altundeva în afara de, de seroxul ăla. Ori pe, ai pe alta și te ascunzi de ea, ori care n-ai e problema. Specialul, cu grad de inteligență în pantă descendentă, de când l-am cunoscut, a spus atunci, ca răspuns la singura mea tentativă de om crash, de a afla dacă e reciproc, Păi aș putea să iau o cameră de hotel, dar nu știu dacă îți convine. A, nu vrei să ne facem de Xerox? Măcar era el, ce să zic. Necesară totuși această replică ca să mi se facă în sfârșit destul de scrbă de el, ca să nu mai îmi fac speranțe. Aș vrea totuși să spun că n-am mai auzit niciodată de el după ce m-am întors la facultate, însă mi-a scris cam 2 ani mai târziu, pentru că nu mai știa nimic de mine. N-am mai băut, o cafeluță de 2 ani. Mi-e foame! Mi-e foame! Cu replici la fel de cringe ca întotdeauna, am sperat că îl potolesc fără să fie nevoie să fiu rea cu el, spunându-i doar că acum am o relație de lungă durată. Ok, dar te face fericită? The audacity. Și nu, nu s-a oprit. A continuat întrebând dacă e ok să mai scrie din când în când, pentru că el a înțeles în sfârșit că eu îmi doream ceva cu el. Cred că a fost proști și că acum este dispus să mă aștepte. E ok, o să găsești și altă tipă care să te placă, dar ție îți cunosc deja gustul, nu vreau alta. Am reușit cumva să scap de el cu promisiunea că l anunț când ies din relația mea de 2 ani, as if, și acum a rămas doar tipul ale cărui screenshot le folosesc în grup chat cu fetele pentru un răzbun. Și acum, câteva mențiuni ca să mai ridic toxicometru. Ok. Are o poreclă de special de când mi-a spus că el se simte special în fiecare zi. Auzi de -a toxic? Când am venit la el cu și a trăznit să-mi spună că îi se pare overcooked. Making out with him a fost uneori la limita de traumatizant pentru mine, care începusem să cred că I don't enjoy kissing în general de la ce limbi în gât mi-am primit. Ok, not toxic. L-am așteptat în dimineață la ușă, înainte să înceapă programul cu cafea, ca să-i urez o zi mișto, m-a chemat înăuntru. And I wish I was kidding, he tried to finger me într-un serox la 9 dimineața cu ușa deschisă. Lowest point of my life for real. În ultima dată, când am fost la el și l-am anunțat că plec înapoi la facultate, sperând la o concluzie ceva, a spus că Sigur ai tu alți băieți care te așteaptă acolo, că o să uit de el și că nu crede el că o să-l aștept. Păi nu. Așa că, domnule Vlad și stimat chat, trecând peste jena pe care o port să spun public această poveste, din care am rămas doar cu niște cursuri scoase pe gratis, oh, pe gratis, cât de toxic este specialul și cât de toxic sunt eu, for dragging a guy publicly like this. În primul rând, orice persoană care trimite o, persoană, o, o poveste la toxic are un loc în inima mea. A început să fie cam scumpă chiria ca au trimis multe persoane, dar o persoană care trimite o poveste la toxic nu este toxică pentru că trimite poveste. Poate fi toxică, dar nu pentru că a trimis poveste. Este un community service care a trimis povestea și este foarte bine, pentru că altfel eu ce aș fi citit. Mi se pare hmm, gen absolut cea mai toxică chestie pe care a făcut-o a fost faptul că a încercat să te fingăruiască într-un seroc la 9 dimineața, n-am să te mint. Și chestia aia cu camera de hotel, când ai zis, nu vrei să ne vedem și altundeva de la Xerox? Da, ah, sigur, poți să iau o cameră de hotel. Dar nu știu dacă îți convine. Nu ți convine cât ne... I guess. Mi se pare că a fost mai mult cringe acest om. Faptul că ți-a zis că sunt overcooked brioșile, nu mi se pare toxic. Mi se pare de căcat, dar nu mi se pare toxic. E o diferență. Și nu știu, nu cred că nu s-a prins. Cât de prost să fii să nu te prinzi? De ce crezi că vie, vine pe Bă, v-ați sărutat? De ce? de ce? crezi că nu s-a prins atunci? Omul meu, uh, gaslighted for a daily coffee. Nu știu. Și asta, the self-pity, cu sigur ai tu alți băieți care te așteaptă acolo, că să uit de el, dar totuși el nu se prindea să o cheme în oraș. Nu înțeleg. Nu înțeleg acest bărbat. Nu înțeleg. Cred că efectiv voia cafea gratis să mai lingă la locul de muncă. Literalmente, nu, nu știu. Și faptul că nu te-a băgat în seamă atunci pare că gen n-ar fi fost interesat de tine și doar accepta atenția. Asta mi se pare la acest bărbat. Singura chestie absolut toxică mi se pare că a încercat să te fingăruiască la 9 dimineața într-un Pentru asta, ai mean, și milogea asta un pic de Bine, dacă te desparți mă sună, uh, am, să zic că, am să zic că acest bărbat are un corect 50%. Când e 50, e 50. Mi se pare că mai mult era un pârlit acest bărbat, nu mi se pare că era neapărat super toxic. În același timp avea ceva așa, un pic de să, să fie mai mult decât un, un dârlă obișnuit. Avea ceva un pic mai, un pic mai mult, un pic mai mult. Asta e decizia mea și este finală. Dacă cazul era un om. Bună seara tuturor, nu vreau să omii pe cineva, scriu direct așa. Și au luat efectiv au uh, PTSD de la, de la Rux. Că-i ceartă. Astăzi o să fac o caracterizare de personaj pentru omul care mi-a redus 10 ani din viață prin acțiunile lui. Puneți-vă centurile pentru că o să fiu un drum zglobiu. Plus un plot twist. Vă scriu această poveste pentru că îmi doresc foarte mult să o spun cuiva, dar în același timp mi este extraordinar de rușine să o spun în întregime apropiaților. Așa că, why not tell it to a bunch of strangers? Corect. Context. În anul 2021 am început o relație cu un băiat. El avea 19, eu 18, pe care l-am cunoscut pe Tinder. În mod deloc surprinzător. La început ne-am apropiat pentru că amândoi veneam din familii nu chiar fericite, a lui trecând prin foarte multe probleme. ban din corect. Cumva am văzut în el o persoană care nu a primit afecțiune, iar eu eram mult mai mult decât disponibilă să-i ofer. Așa cum se obișnuiește, prima lună a fost minunată. El stătea în Constanța la fratele lui, eu la București, la părinții mei. Vorbeam non-stop prin mesaje, inclusiv noaptea, iar el părea amuzant și interesant. După cam două săptămâni de vorbit, mi-a spus faptul că se mută în București pentru că unchiul lui îi lasă un apartament. Am fost foarte fericită că o să putem să ne vedem mai des și deja îmi făceam planuri cu ce o să facem odată ce se mută. Prima dată când am fost la el în noul apartament am avut un șoc. Era cel mai bătrânicios apartament posibil, mizerie groaznică peste tot și nicio urmă de trai decent. A fost pe gratis, ce vrei? Nu i-am spus asta și lui pentru că nu voiam să-l demoralizez, având în vedere faptul că el avea o situație materială proastă și doar încerca să-și facă traiul în capitală. Când veneam spre el, mi-a zis să-i cumpăr bere lui și unchiului care venea să-i lase cheile, pentru că el nu avea bani și voia să-l cinstească. Deși mi s-a părut o cerere cam de prost gust, am acceptat. De aici au început să se întâmple tot felul de faze cu băiatul ăsta, printre care avem o listă. Doar eu mă ocupam să-i gătesc. Păi și femeie, cine se ocupe de gătit? Bărbatul. Bărbatul stă cu bărbat. Nu m-ar fi deranjat acest lucru pentru că știam de situația lui, dar ce mă deranja e că nu spăla niciun vas și de cele mai multe ori găseam mâncarea cu mucegai pe aragaz pentru că nu se obosea să o pună la frigider. Also, avea pânze de păianjen prin casă pentru că era lene să dea puțin cu vreo cârpă. Aia vreți bărbat, ele ne să facă curat, pentru că n-a făcut curat o zi în viața lui. Dacă îi cumpăram ceva de mâncare din oraș, de cele mai multe ori mă certa că nu i-am luat de cealaltă, la fel și la țigări. Like, man, you are about to starve, what the fuck? Când ne plimbam prin oraș, rupea flori de pe unde vedea ca să mi le dea, ceea ce era cute până sărea gardul să le rupă și îl tot fugăreau angajați de la diferite firme. My man was, was climbing his way up that <laughs> Asta au fost așa de încălzire. Fac o pauză să menționez faptul că nu înțeleg sub ce vraje eram. Nici eu. După aia plecat, nu? Pe lângă faptul că eram mică și na, era printre primele iubiri, vedeam potențial în el, I guess. Am vrut să-l ajut să găsească un job și am făcut și un CV. Nu l-a trimis efectiv nicăieri și nu voia să aplice la niciun job. Visul lui era să devină f un culturist. Mama lui vitrigă, vitregă îi trimitea bani rar, dar și când îi trimitea, băiatul ăsta își cumpăra brichetă de 100 de euro și îmi zicea că de fapt e o investiție. Păi vezi tu, poa ăsta, în aproape 83 de ani, o să fie gen de acum 83 de ani. Și o să fie vechi și o să-l cumpere lumea cu mulți bani. Aproape gen am observat că nu prea avea multe haine, așa că l-am dus la mall să luăm câte ceva. M-a pus să plătesc jumătate din haine cu pretextul că îmi dă el banii după. Nu am mai văzut niciun ban. Îmi cerea bani tot mai des doar ca să se rupă el în figuri. Mi-a cerut 15 lei să lase la taximetrist că i-a lui de domn. Mi-a cerut 50 de lei să cumpere el țigări la prietenii lui. Mi-a cerut să-i cumpăr ochelari de soare, etc. Nu vă imaginați că eram eu vreo bogat, în mare parte foloseam bursa de la liceu. Pauză, iar să procesăm această informație. Mă tot mințeam că el n-a, poate nu a avut aceste lucruri și de asta îl ajutam. Acestea sunt din păcate doar unele din probleme și fazele pe care mi le făcea. Deși nu sunt mândră că spun asta, the worst is yet to come. Bună ziua! Această poveste este întreruptă pentru o știre de urgență. 83% dintre voi nu au sub la acest canal. Dați sub! După o lună-două a plecat în Anglia pentru că avea o rudă acolo și voia și el să facă la fel de mulți bani. A fost plecat timp de două săptămâni, timp în care mi-a scris doar două mesaje că e bine. Eu îi tot scriam, dar mă ignora complet. Caz în care, în România, el mă obosea cu prea multe mesaje. A venit din Anglia că aparent era prea grea munca acolo, plin de semne pe gât, care ce erau de la o bătaie... Și ai plecat, nu? Deși nu l-am crezut, a jurat până m-a convins. I was dumb. Am aflat ulterior că el plecase la o fată, iar aia l-a dat afară când a văzut ce putoare e. În momentul în care eu cu unchiul lui l-am dus la aeroport, s-a întâmplat cea mai weird parte. Unchiul lui mi-a cerut numărul ca să mă poată anunța în caz că se întâmplă ceva în Anglia cu băiatul. După care m-a chemat la un suc. Avea 50 de ani. Am refuzat, după care tot insista să vin la el la un vin. Din nou am refuzat. M-a sunat continuu zile întregi. M-a găsit pe stradă, iar l-am blocat oriunde am putut în speranța că o să mă lase în pace. Când i-am povestit între nu i-a păsat, iar eu am rămas cu un gust amar. După ce a venit din Anglia, nu mai avea unde să stea pentru că unchiul lui a luat înapoi apartamentul, iar eu l-am chemat la mine o perioadă. A trebuit să fac muncă de convingere cu ai mei, dar au fost de acord din milă pentru el. În prima seară am comandat niște paste care îi plăceau, iar el a mers la duș. Deoarece aveam anumite bănuieli, i-am umplat prin telefon. Am găsit patru conversații cu fete diferite, mesaje cum dormea bala una, bala alta, iar ultimul mesaj către o anumită fata a fost Îmi face o prietenă paste, după o vin la tine. Și ei da papuci, nu? Am așteptat să iasă din duș, timp în care am strâns toate lucrurile, iar după imediat l-am dat afară. Tot ce a avut de spus este că de fapt pe celelalte nu le iubea. Aș mai putea adăuga niște detalii jenante despre our sex life, dar deja mi este mult prea rușine. A, ah, bă, dă detaliile! El nu a ajuns prea bine, n-a mai făcut nimic în viață, dar nu mai știu nimic de el pentru că l-am blocat peste tot. M-a tot sunat cu diferite numere, dar într-un final dus a fost. Partea bună este că acum sunt într-o relație absolut minunată și sănătoasă de un an. M-am vindecat complet după necazul la de om și primesc iubirea pe care o merit. Deci, cât de toxic este băiatul, pupit, și mulțumesc că ați citit. Mulțumesc că mi-ai trimis povestea. O poveste foarte frumoasă, sincer. O poveste foarte frumoasă, mi-a plăcut foarte mult. Mi se pare că e o poveste în care nu trebuie foarte mult să analizez lucrurile, gen în particular, ca să-mi dau seama cât de toxic a fost această persoană. Mi se pare că e un verdict pe care pot să-l dau foarte ușor. Mi se pare că era un fripturist. Îi ghertea stomacul de foame și încerca să combine gagici ca să mănânce și el un mic. Și faptul că îi cerea bani în continuu, faptul că după ce că îi cerea ei bani în continuu și se dădea figuri pe bani ei, mai avea și alte patru fete la care probabil și, și de la alea lua bani. Un titlu absolut superul la această poveste. Dragoste mai ieftină ca o cola la 033. O la 0.300 nu e așa ieftin, n-am să vă minț, Adică 6, 7, 8 lei cât mai e azi. Bună seara, domnul Vlad, Rux, chat, toată echipa și posibil poftă bună YouTube. Povestea mea se întâmplă într-o vară, imediat după ce am câștigat un premiu important atât de, din punct de vedere financiar, cât și din punct de vedere profesional. Pe la începutul verii am cunoscut un băiat, să-i spunem Mugurel, cu care m-am conectat foarte frumos încă de la primul date. Părea că avem foarte multe lucruri în comun, putem discuta ore în șir pe tot felul de subiecte. Am vorbit inclusiv despre ce am învățat la terapie. Ok, sună, sună like a safe relationship, dar în același timp mai trimis o aici. Totul mergea într-o direcție bună, am început să ne vedem zilnic și petreceam din ce în ce mai mult timp împreună. Asta și pentru că el urma ca în 3 săptămâni să plece cu munca în alt oraș până la finalul verii și voiam să profităm la maxim de timpul pe care îl mai aveam. Până în ziua în care a plecat nu s-a întâmplat nimic între noi, relationship related. Nici măcar nu am ținut de mână, dar m-am gândit că este timid și nu are curajul să facă primul pas, deși în conversațiile scrise pe care le aveam, flirta destul de mult. Am fost ok cu asta pentru că nu voiam să pun niciun fel de presiune pe el, să nu cumva să-l îndepărtez, pentru că începeam să am sentimente reale pentru el. Am continuat să vorbim prin mesaje și după câteva săptămâni am mers două zile în vizită la el. A fost drăguț, ne-am plimbat prin orașul în care muncea, am povestit și am făcut planuri pentru când avea să se întoarcă în orașul în care locuiam amândoi. Nici de data asta nu s-a întâmplat nimic între noi, deși eu proastă nu aveam niciun dubiu că el nu și-ar dori, la fel de mult ca mine, să avem o relație. O lună mai târziu a venit Mugurel în weekend în vizită la mine și am făcut o grămadă de activități împreună. Iar cu o seară înainte să se întoarcă la muncă, în timp ce v să mă pupe pe obraz, m-am întors către el și am salutat din greșeală. Nu a apărut deloc deranjat de acest accident, ba din contră, am început să fi mai apropiat și mai intim și totul părea perfect. În dimineața zilei în care urma să plece, am ajuns în punctul de a face dulce dragoste, moment în care l-a trigăruit și a căzut pe gânduri. Mi-a spus că de minunată sunt și cât de mult îi place compania mea, că sunt exact ce cauză din multe puncte de vedere, dar că fizic nu sunt genul lui și nu știe ce să facă. Motiv pentru care nu voia să se întâmple nimic între noi, că el nu ar fi vrut să facem nimic până că nu este 100% convins de ceea ce simte și că 99% nu e suficient. I-am spus că înțeleg și să-și ia timp. Câteva zile mai târziu, când am relat discuția, mi-a spus că sunt minunată și că dacă nu va vrea să avem o relație, nu scap de el că sigur vom rămâne BFF. Menționez că amândoi avem plus 25 de ani, iar eu i-am explicat cu toate argumentele necesare că nu sunt interesată de acest tip de relație, după ce în trecut am ajuns în depresie din cauza unui friend zone similar. Atunci mi-a zis și că va lua o decizie în privința asta, cel mai probabil când se va întoarce în oraș la finalul verii. Ok. O dăm până la finalul verii să mă îndrăgostesc de tine. Am continuat să vorbim zilnic prin mesaje. El, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, continua să flirteze. Iar eu începeam să fiu mai distantă pentru că nu voiam să influențez decizia. Chestia care s-a întâmplat atunci m-a rănit și ușor, ușor am început să mă îndepărtez de el. Ca mai târziu să-mi pierd interesul. Când a terminat cu munca, am mers să-l aduc acasă pe cheltuiala mea. Mă înțeles că în cele trei în care ne-am văzut, l-am dus acasă cu mașina de multe ori și nu a făcut cinste nici măcar cu un la 5 lei, nu mai zic de motorină. Iar odată a ajuns acasă, a continuat să se comporte ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat și doar trăgea de timp pentru că știa că dacă mi a fi spus că a luat decizia să rămână în prieteni, am fi rupt legătura, dat fiind faptul că i-am spus că nu doresc asta. În tot acest timp, se ținea după mine peste tot, la evenimente, la zile de naștere ale prietenilor mei, inclusiv la ei acasă, iar oamenii de jurul meu insinuau că suntem un cuplu, în timp ce alții ne întrebau dacă suntem împreună, fiind astfel supusă la mai multe situații super cringe. De ce venea după tine acasă? În final, i-am spus că eu mi-am pierdut interesul, că mi-am pierdut deja prea mult timp pentru un om care nu știa ce vrea și că nu mai vreau să trăiesc în confuzia asta care îmi consumă foarte mult. El mi-a trimis un wall of text în care se victimiza foarte mult, gen Tu ești absolut amazing, eu sunt un prost, că nu am știut să te apreciezi, te-am pierdut, că e vina mea că eu am inițiat totul, merit să sufără, etc. Și a recunoscut că după venirea acasă doar trecea de timp se ținea după mine peste tot, deși eu îi spuneam că nu aș vrea să mă însoțească la anumite evenimente ca să se bucure de puțin timp cu mine. Deși am spus că nu vreau să rămânem prieteni, a insistat să-l anunț când, o iau, când iau o decizie și mi-a că, promis că îmi lasă spațiu. Dar continua să mă stocărească pe Insta și Facebook să găsească motive să-mi dea mesaje, gen Nu vreau să-i deranjez, dar să ai un weekend fine drum bun. Păi mai deranja cu lasă-mă, cam. În final am realizat că Mugurel era obsedat de pasiunile lui pe care încerca să mi le bage și mie pe gât cu forța. Deși am spus de mai multe ori că nu sunt interesat de subiectele respective, că vorbează doar despre ele în continuu, că Că se victimiza tot timpul și că deși m-a ridicat în slăvi luni, eu nu am meritat nici măcar o doză de cola la 3,50 din partea lui. Deși nu aveam nevoie, nu mă aștept niciodată la un bărbat să-mi plătească nota, era vorba de gest. Am înțeles că merit mult mai mult de atât, că eu am reușit în 4-5 luni să am o carieră, să am contracte importante și câteva zeci de mii de euro în cont. Ce p*** flexezi pe noi acum? Îi dau toxicul femeia asta! Timp în care el nu a fost în stare să-și dea seama ce simte pentru mine. Confuzia lui fiind generată din spusele lui de motive superficiale care m-au lăsat cu frustrări și traume pe care acum le tratez la terapie. În plus, nici măcar nu a avut coaiele necesare să fie sincer, așa că a ales să se joace cu mine și să tragă de timp. Morala poveștii de azi, oameni buni și frumoși in-out, nu vă pierdeți timpul cu oameni care nu știu să vă aprecieze, care vă pun etichete și vă tratează raportat la aspectul vostru fizic. Iubiți-vă voi pe voi și nu dați voie nimănui să vă facă să suferiți sau să credeți pe voi că nu sunteți suficient de frumoși, de slabi, de deștepți, etc. Ok, e un, un părlit obișnuit care, nu știu, în același timp pare că îi plăcea de tine, dar nu îi plăcea de tine. Nu știu, nu înțeleg de ce stătea cu tine atât de mult timp, dacă gen nu îi plăcea de tine. Și ei și zis că nu vreau, o, nu vrei o relație de prietenie cu el. Mi se pare respectful că ar fi vrut să aștepte până era 100% convins, în același timp n-a așteptat. A, a vrut să fie respectful, dar n-a ieșit. De ce te-ai mai făcut cu femeia asta dacă fizic nu e genul tău? Și gen, e uh, uh, e ceva deranjant cu tine. Că gen, uh, poate po să-ți placă de cineva uh, de care nu, să nu-ți placa neapărat fizic și să ajungi să-ți placă fizic din cauza relației interpersonale pe care o ai cu persoana aia. Dar gen, inițial nu ți-ar fi plăcut de persoana asta. Gen, nu știu. Tu de obicei te uiți după brunete și tipa asta era blând. Nu, nu nu te-ai fi uitat după ea să te dai la ea, dar pe moment ce, pe parcurs ce ai ajuns să cunoști această persoană, bă, da, îmi place de ea. Și asta cu victimizarea asta, efectiv, când văd un bărbat care se victimizează, ești ok, ce ai? Da, dar eu nu merit, merit să sufăr, lasă pic. Faptul că te tot, te, tot te enerva cu mesaje, deși ei zis că ți-ai pierdut interesul că nu mai vrei nimic cu el, sincer, și profita de ea, da. Profita de ea să-l duc, să duc acasă. Interesul își poartă fesul, cum se zice. Așa că, astfel, această persoană primește 75%. Pentru că mi se pare că nu făcea ceva super wow. E un tipic bărbat toxic. E o medie de bărbat toxic. Un 50-70% e, da, e o medie. A, 75% din partea mea, mai mult de la Dumnezeu, știți cum se zice anturajul. Bună seara, domnul Vlad, echipă, chat și orice persoană ce trebuie salutată. Astăzi vreau să vă împărtășesc o poveste și la final niște SS-uri. Nice! We have receipts. Ce a avut loc acum un an, pe când abia am în vârsta magică de 18 ani și drept cadou mi-am instalat aplicația lui Cupidon, Tinder. Acolo, cu ajutorul zeilor, am cunoscut un individ ce-mi devenise sortit pentru lunga perioadă de două sau trei săptămâni. Absolut superb. Ar fi trebuit să văd că e un red flag ambulant din secunda în care a început să-mi explice cum după o vârstă, el avea 19, relațiile sunt altfel și dacă nu sunt disponibilă pentru el, va pleca în altă parte. Dar eu fiind din mai Bianca era, eram convinsă că el are și alte calități, că problemele astea pot fi reparate de mine. Nu au fost. Eram convinsă că acest tânăr ce își pierdea banii la păcănele era sufletul meu pereche. Deoarece avea barbă și se uitase cu mine la anime-uri. A, e slăbogă timp în care mi-a povestit cum el s-a mai pupat cu băieți, dar fără sentimente și cum ar pupa și un personaj din animeul pe care îl urmăream. Am spus de bani, asta mi-am de seara magică în care discutam prin mesaje și mi-a cerut random 30 de lei pe BT, care și el nevoie. Eu, ca o iubită bună, i-am trimis într-o clipită, fără să întreb ce face cu ei. Mi s-a părut ciudat că în câteva clipe am primit notificare cum că dânsul îmi trimitea bani înapoi. Aceasta fiind urmat de mesaje în care mi-a explicat cum am fost testată să vadă dacă sunt dispusă să-l ajut la nevoie. Excuse? Am trecut mai departe și după ce l-am dus la mine acasă de două ori când erau mai mei plecați, după ce ne-am certat pe motivul că nu voiam să-mi fac revolut să-l ajut cu banii și după ce i-am dat bani de prezervative pe care n-am ajuns să le mai folosim împreună, deoarece am refuzat sexul într-o baie publică, m-am despărțit de el. Nu? Nu. Știți ce am făcut? M-am dus și am cumpărat o mașinuță pentru că îi plăceau și mă simțeam prost că eu l-am enervat pe el. Că nu ți-ai făcut revolut. După ce am refuzat sexul în baia din crâng, și am rămas singură pentru că individul plecase, am luat mașinuța în poșetă și am luat autobuzul până acasă. Ajuns înapoi la mine în sat, supărată că mi-am supărat sortitul și ambițioasă că îl pot schimba într-un om decent, am început să-l întreb în fiecare zi când ne vedem și răspunsul era mereu nu știu. Mi-a explicat într-un final că nu poate, că nu are bani. Timp în care el era în fiecare zi prin oraș cu băieții, mașina probabil mergând cu lacrimile mele în loc de motorină. După câteva zile s-a făcut liniște, la propriu. Nu mai răspundea la mesaje, iar când nu o făcea, îmi evitat toate întrebările. A ținut-o așa vreo 3 zile, timp în care eu l-am sunat de mai bine de 20 de ori, fără răspuns într-o singură seară. Eram puțin disperat. Eram puțin disperat, l-am sunat de 20 de ori! Însă, după zile de așteptat soțul plecat în război, acesta a trimis scrisoarea cu răspunsuri. Răspunsurile, cu geam de poliție, serean garduri, n-am putut răspunde. Poftim? După mi-a explicat cum că o seară în urmă el era în mașină, în față, în dreapta, iar telefonul lui a ajuns prin niște căi misterioase în spate, motiv pentru care n-a răspuns la cele 20 de apeluri ale mele. Nu l-aș fi crezut nici dacă asta era tot ce știam, dar aflasem pe surse că în timp ce îl sunam în acea seară, îl întrebase o colegă de-a lui de muncă de ce nu mi răspunde, la care el îmi zice... Uh, el zice... Cu de proastă. Dar în risul zilelor, ce s-a întâmplat? Anturajul. Ce înseamnă asta, vreți să știți? A păruse în peisaj o tipă de care îi plăcuse lui în trecut și a uitat de tot din jurul lui. Erau doar ei doi nebuni împotriva lumii. De aici a urmat șirul lungi de mesaje în care întrebam ce înseamnă eu pentru el și chestii de genul. Întrebări ce au fost ignorate răspundea doar la cele despre ea. Deam. Inima mea fragilă era ruptă în bucățele. Tot ce am aflat în urma discuțiilor era că el nu voia să recunoască că o place și că oricum nu i-ar fi ținut relația pentru că el pleca la facultate. Poate credeți că acum m-am despărțit de el, dar răspunsul este încă nu. Tot ce făceam era să îi spun cum eu încă vreau să repar lucrurile, să planific să ne vedem în câteva zile. În toată această discuție am scris romane peste romane pe care când nu răspundea le ștergeam, aflând abia la câteva luni în distanță că el primea notificare de fiecare dată. Dar, din fericire, după ce am dat mesaj unei prietene să-i zic ce poznașă sunt și cum l-am pentru tot, am aflat din nou pe surse, colega de muncă de mai devreme, că el a întrebat de ce mai stă cu mine dacă îi place de aia, și el a gărit astfel. Îmi place să stea lumea după mine. Nu o să uit aceste vorbe în viața mea. După ce le-am auzit, s-a schimbat ceva în creierul meu și am zis gata. Am început să scriu cel mai șai mesaj de despărțire, în care spuneam cum eu nu sunt ok cu situația asta. N-am apucat să zic oficial să pun punct pentru că mi-am luat iar ghost, astfel, aproape terminându-se contactul cu el. Zic aproape, pentru că în câteva luni mi-a mai dat niște mesaje pe care le vedeți mai jos. Poate magia sărbătorilor de iarnă i se urca la cap. Peset, dacă vă întrebați ce s-a întâmplat cu mașina pe care i-am luat-o, i-am dat-o unui fost coleg de când ne-am întâlnit. Cred că de mai bine la ei decât ajunge la fostul. Așa, și avem aceste ss uri care au fost date când, cât, ad, pe, la câteva luni, mi-a dat niște mesaje pe care le aveți mai jos. Poate magia sărbătorilor de iarnă i se urca la cap. Ok. Și avem. Ce faci, Paula? Ce vrei? N-am voie să mă intereseze de sănătatea ta? Nu mă aștept să te intereseze pe tine sănătatea mea. Așa este. Am un interes. În fine, cum îți merge faculta? Nu am încredere într-un om care ce facultă. E facultate, omule. Mai dă mai două litere. Dă-le în morții lor de litere. Destul de bine momentan. Mă bucur să aud. Cum ți-au fost sărbătorile? Destul de ok. Păi destul de bine sau destul de ok? Nu, no, n-au fost cele mai wow sărbători. A, ah, scuze, sunt pe tren și nu mi-apare mesajul de ți l-am trimis cu sărbătorile. Păi, dacă nu te deranjează întrebarea, ce s-a întâmplat? Nimic, numai că în alți ani parcă era mai nice. Eu iar am bușit mașina. Emoji cât am fost acasă. Cele mai proaste sărbători și ani de viață eu i am. Cum? Da, m-am bușit un câine. Un câine fugea un alt câine, fugărea un alt câine și ăla fugărit mi-a sărit în față și am dat peste el. Bravo! Mulțumesc! Știu că te bucuri. De ce m-aș bucura? Păi mă bucur că ești bine. Chiar voiam să văd ce mai faci. Cum ți-ai amintit așa de mine? Voiam să te întreb mai devreme, dar mă gândeam că ești supărată pe mine. Și acum ești, dar n-am mai rezistat. No, am trecut peste ce a fost, dar nu pot zic că ești printre persoanele mele preferate acum. Nu mă așteptam. Nu trebuie să fiu printre persoanele tale preferate. Mă mulțumesc cu atât momentan. Ce faci, pată? Ai venit în Brașov? Încă nu. A, ah, mi-ar fi plăcut să ieșim să mai povestim. Vai, azi am venit. Azi n-am cum, în altă zi poate. Eu n-am zis că pot azi, am zis că azi am venit. A, ah, ok. Ieși să ne plimbăm? Abia am venit mai devreme, nu mai ies. Paolo, după sesiune pleci acasă? Da. N-ai căfă acasă. Hai să rămânem la Brașov. Aș rămâne atât să mă mai vad uh, ai mei la ochi câteva zile. Uh, vrei să ieșim în oraș de seară sau ești pe învățat? lasă mă pe ai tăi, te duci două, trei zile acasă și vin apoi. Zilele astea învăț. Măcar am încercat să fiu drăguț, dar cred că mă voi opri. Nu vreau să deranjez. Pot să fii drăguț și fără să ieșim. Cred că mai drăguț. <laughs> cred că mai mai drăguț fără să ieșiți. Ok. Uh, doamne, ce terminat. Ador de risiți tău. Între mesajele alea am tot de -a, de a follow și am follow. Super. Cât să ofer? Mă simt gubatic azi. Oscilam, oscilam între, între 75 și 100, dar am să-i dau un 100 corect acestui bărbat, pentru că și-a bătut joc și de fata, dar după aceea și căutat-o și... E, da, eu am lovit margină. <laughs> Ca să ai un, un, un crâmpei de milă pentru el, să-i dai două crâmpei de dodașcă. Și cam asta a fost episodul de azi din Toxic. Dacă ți-a plăcut, dă un like, un share, un subscribe, în toate cele. Nu uita să dai subscribe pentru că doar 17% din uh, voi aveți sub. Stați acolo, că mă ajută și pe mine. Și dacă doriți să aflați despre un bărbat toxic din viața noastră, trimiteți povestea la ești toxic